Bună tuturor! Mult așteptatul clip este aici! Astăzi vă voi prezenta întreaga mea colecție de parfumuri, așa cum arată ea acum în 2022, pentru că n-am mai făcut o actualizare de acum. 2 ani, 3 ani, ultima, când a fost? În 2019, mi se pare că am filmat ultima oară întreaga colecție, iar de atunci, până acum, nu am mai filmat o pe ea întreagă. Și vă invit și vă sfătuiesc să luați lângă voi ceva de băut, o cafeluță sau un popcorn sau ceva de ronțăit. Sau, de ce nu, fructe, pentru că trebuie să mâncăm și sănătos, nu? Și să rămâneți alături de, de mine să vedeți întregul clip pentru care am muncit destul de mult să adun și să vă prezint toate parfumurile. Sper să vă placă și vizionare plăcută! Din câte se poate vedea, am așezat deja pe rafturi o parte a colecției. Am încercat să le așez după anumite categorii, după brand, după designer, doar că sunt unele rafturi unde sunt destul de aglomerate, cum e aici sus la Lancome sau aici la Guerlain, la Dolce Gabbana. Sunt destul de aglomerate, nu se înțelege prea bine ce e acolo, tocmai de aceea vreau să vă filmez fiecare raft în parte ca să puteți vedea mai bine. Și o să începem cu raftul de la Lancome, care în momentul de față este preferatul meu. Primele parfumuri pe care le-am avut eu de la Lancome au fost la Vie Belle și la Nuit Trezor. La Nuit Trezor rămâne totuși preferatul din dintre toate. Iar după ce l-am descoperit pe el, am început să iau din ce în ce mai multe flancăre. Am aici toate flancărele, mai puțin acesta ultimul care a ieșit acum intens. Acesta este originalul. Uh, care a venit în acea casetă cu loțiune pentru corp și gel de duș. Acesta este Dantel, acesta este Cares de Roses, acum este discontinuat. A la Folie, Nude și aici Mask Diamond. Sunt absolut incredibile toate, sunt fan, absolut fan, declarat. Uh, mai am Idol care este destul de greu de prezentat, pentru că se ține destul de greu, nu poți să-l ții în picioare și cumva chestia asta mă deranjează, pentru că este păcat de el, sticluța este foarte interesantă și mai am în spate așa, uh, Trezor și Flankerul Midnight Rose Am noir care pot spune că este uh, parfum semnătură, unul dintre parfumurile semnătură la Vie Belle Intense Mont, care este destul de diferit față de cel original și asta îmi place pentru că La Vie Belle cel simplu a cam rămas pentru mine așa undeva nostalgic în urmă. E frumos, e plăcut dar nu mi se mai potrivește în momentul de față și mai am Hymnose care este din nou un parfum foarte reușit. Încă sunt în, în dilema dacă să cumpăr și flancărul intens de la la Trezor. Încă nu m-am lămurit, nu am apucat să-l miros, să-l testez. Sunt curioasă câte dintre voi îl aveți sau l-ați testat. Vreau să-mi spuneți dacă este asemănător cu orice alt flancăr sau cu originalul la Nuit Trezor. Și acum să trecem la următorul raft. Avem Două parfumuri de la Jesus del Pozo, Halloween și Halloween Flor, Parfumuri foarte drăguțe cu violetă, pudrate, florale, super, super drăguțe. Am un parfum de la Polis, nu mă omor după capacul acesta. De fiecare dată este o durere să-l desfac. Dar tocmai că asta e intrigă, în schimb miroase foarte plăcut. Am și Ariana Grande și pe colțul acesta... Lângă Ariana Grande-Cloud am parfumurile mele de la Juicy Couture. Îmi place foarte mult brandul acesta, au cele mai frumoase sticluțe, mirosurile sunt cât se poate de diferite și chestia asta îmi place. Și haideți să vă arăt. Um, Bye Bye Blues, acesta este absolut mortal destul de asemănător sau să zicem așa în stilul lui La Nuit La Folie sau Trezor Midnight Rose cam în categoria aceasta ai putea să-l bagi este un fructat super atrăgător și aici strălucitoare și frumoase Majestic Woods, Viva La Juicy Gold Couture și Hollywood Royal cum spuneam îmi plac foarte mult aceste parfumuri chiar dacă acesta Viva La Juicy Gold Couture nu este Fix, fix stilul meu. Dar, în rest, sunt minunate. Pe raftul acesta am așezat, în principal, parfumurile de la Armani. Dar am și câteva din alte branduri. Aici am Allure de la Chanel. Este primul uh, meu parfum de la Chanel pe care l-am luat și, sincer, îmi place foarte, foarte mult. Este un parfum cu clasă. Lângă am două misterioase Gucci și singurele de la Gucci de altfel, Bloom și Bloom netare di Fiori. Sunt super misterioase și atrăgătoare, sunt minunate. Iar aici am parfumuri de la Armani. Din seria In Love With You, Because It's You, My Way, Diamonds, C, Armani Code și flankerul său Absolut superbe toate, sincer. Îmi plac foarte mult parfumurile de la Armani. Și pe colțul acesta, să pun așa să se vadă absolut toate, am așezat parfumurile de la Chopard. Am două parfumuri din seria Wish, Wish și Brilliant Wish, la încă său. Am cașmir, Chopard și acesta Lemon dulci. Toate parfumurile de la Shopard pe care le am eu sunt în stiluri destul de diferite. Uh, cele două de la Wish se asemănă oarecum între ele, dar Cașmir și Happy Shopard Lemon dulci sunt total diferite. Nu, nu se asemănă între ele, dar mie îmi plac foarte mult. Sunt parfumuri foarte bune și bine făcute. Haideți acum să trecem la raftul cel mai aglomerat la Guerlain. Și acum am ajuns la raftul cu parfumuri de la Guerlain. Sincer, până să le așez pe acest raft, nici nu mi-am dat seama că am atât de multe de la Guerlain, pentru că de obicei nu le țin chiar așa pe toate la un loc. Ok, haideți să, să vedem. Am aici... Haideți să începem cu La Petit Rob Noir. Am trei parfumuri de la această serie, La Petit Rob Noir. Black Perfecto și Black Perfecto, varianta apă de toaletă. Aici am l'Instant de Guerlain. Nu știu cum se mai găsește, voiam să cumpăr și varianta Magic, dar nu, nu prea am găsit-o atât de des. În spate am Terracotta, Samsara, Aqua Allegoria, Bergamot Calabria, Idil. Foarte frumoase de primăvară aceste parfumuri. champs -Elysees. Și să mutăm un pic camera să vedem și colțul acesta. Acestea două parfumuri vintage. Bine, reformulate, depinde cum vreți să numiți acest lucru. Leur Bleu și Mitsuko. Absolut minunate, excentrice, care sigur captează atenția, dar trebuie să fiu iubitoare de parfumuri aldehidice, mongerlan și aici vine șalimar parfumurile de la șalimar, colțul vesel șalimar uh, apa de colonie plus șalimar, uh, suflu de parfum apă de parfum și apă de toaletă Fu, uh, o să vă întrebați, de, dar ok nu sunt uh, asemănătoare cele de la șalimar? absolut nu Colțul acesta este cât se poate de diferit. Shalimar Apa de Colonie este unisex, spre masculin, un parfum amar, excentric și el, cu vibe puternic vintage. Variantele acestea, Alimar Suflu, sunt um, parfumuri mai moderne, mai light, portabile de vară, elegante și 100% feminine. Și Shalimar uh, cel clasic, care și el are așa uh, un aer unisex și ușor de remarcat. Da. Uh, cât despre toate celelalte de la Guerlain sunt destul de diferite ca gen. Majoritatea sunt florale. <gânguie> Cel puțin ce am eu. Majoritatea sunt florale și cumva aici, în mijlocul acesta, Champs-Élysées, idil, Uh, sunt de primăvară, la fel și teracota de primăvară, vară, instant, la fel, tot sezon cald. La Petit Rob Noir sunt, cred că, preferatele mele. Le-am descoperit destul de târziu, dar niciodată nu e prea târziu. Sunt absolut minunate, Mie mi îmi plac foarte mult. Bun, haideți să trecem mai departe. O să cobor camera până aici. Și haideți să începem dintr-un colț colțul cu Moschino de la Moschino am, am două parfumuri Pink Bouquet și acesta, vesel și drăguț and Chic aici Roberto Cavalli vai cât de frumoase sunt parfumurile acestea am <laughs> just Cavalli un elegant, picant, uh, sexy celelalte la fel sunt și ele foarte frumoase uh, de la Dolce Gabbana am mai multicele The Only One, The Only One to flanker. Rousseau, Dolce Gabbana, The One Essence și aceste două minunății pentru sezon cald sunt minunate din, va, din seria Dolce, Peony și Garden. Iar aici pe colțul acesta din dreapta eu am așezat parfumurile mele de la Emanuel Ungaro, sunt trei la număr. Um, două parfumuri de la Diva, Diva Classic și Diva Rose, care nu se mai găsește, și minunatul Desnuda. Absolut superb. Este un parfum asemănător cu Kenzo Elephant. E cam în același stil, condimentat, cald condimentat, frumos, opulent. Super, super, super. Ok. Aici avem Nina Ricci. Toate parfumurile mele de la Nina Ricci. Curios că nu am niciun parfum din acela în formă de măr, nu? Da, și eu m-am gândit la chestia asta. Acele parfumele cumva n-au fost chiar pe placul meu. Uh, nu mi s-au părut la fel de serioase, să zicem așa. Uh, seria El Extaz, știți, am mai vorbit despre ea... Mie îmi place foarte mult fiecare parfum în parte, îmi place foarte mult, nu aș putea să mă despart de niciunul. Și tot de la Nina Ricci mai am aici Premier Jour, care este un parfum foarte light, casual, frumos. Bine, light să nu înțelegem în, în sensul de prea diluat, ci este un parfum ușor de purtat, casual, dacă ar fi să comparăm cu Chalimar. Clar este mult mai așezat, mai potolit. Pentru sezon cald, tot așa, super drăguț și are această sticluță care e foarte fancy. Iar pe, pe colțul acesta am pus să se asorteze Sirena de la Anasui, Fantasia Mermaid cu Sirena de la Chant extaz Și mai am aici două parfumuri de la Pascal Morabito, Resist și Purple Ruby. Resist este un parfum care este foarte drăguț. Tot așa cred că nu a apărut încă în unboxing-uri. Este o clonă foarte bună pentru elixir de mervei de la Hermes. Purple Rabi, parcă seamănă și el cu ceva, dar nu-mi vine acum în minte cu ce. Este foarte interesantă sticluța, are un aer de parfum de nișă și în interior, nu știu dacă puteți vedea, are niște cristăluțe roșii. Chiar aici avem următoarea serie de parfumuri despre care vom vorbi. Haideți să vă arăt mai de aproape. Și pe primul raft de sus am așezat parfumurile de la Lalique. Primul meu parfum de la Lalique a fost Lalique Amethyst. M-a cucerit instant, l-am cumpărat pe loc din magazin și încă îmi place foarte mult. Tot Amethyst a fost și Primul sau printre primele parfumuri de brand pe care le-am cumpărat. Deci el cam a stat la baza acestei colecții. Și toate parfumurile de la lic pe care le-am eu aici sunt destul de diferite ca gen. Și chestia asta îmi place foarte mult pentru că fiecare are o personalitate aparte, fiecare spune o altă poveste. Mai am aici Pearl de la Lic, La L'Alic, Eau de Parfum, Satin și... La Lique Le Parfum, L'Amour La lic și Nilang, un parfum discontinuat. Mi amintește ca și acum că l-am cumpărat de pe Notino cu această casetă în formă de carte, în care este o eșarfă cu aceeași tematică. El este foarte frumos, cu un vibe vintage, doar că păcat că nu se mai găsește. Da, acestea au fost. Haideți acum să coborâm la următorul raft. Aici am parfumurile de la Salvatore Ferragamo. Am o Ferragamo Flowerful, nu am avut am o Ferragamo simplu, deși îmi place, dar nu am apucat încă să-l iau. Emoțiune, foarte frumoasă sticla, cred că este una dintre preferatele mele, îmi place foarte mult cum arată, este foarte elegantă și parfumul este frumos. Din seria Seniorina am Seniorina Rebel și Misteriosa. Și pe partea aceasta mai am câteva frumuseți de la Vinsca Mutofiori. Îmi place foarte mult și această sticluță. Foarte, foarte frumoasă. Și de la Sofia Vergara, Sofia și Love. Bun, aici am paiet de la Enrico Coveri. Două parfumuri de la Pierre Cardan, uh, Rose Cardin și Purfem. Și acest parfum are o sticluță foarte interesantă de la Le de Mini Aqua Mystery Lover Dose de la Diesel iar pe colțul acesta That Moment de la One Direction singurul meu parfum de la Britney Spears Private Show VIP curios că nu am luat mai multe dar probabil că nu m-au impresionat și Naomi Campbell de toalet un parfum relativ recent, dar care îmi place foarte mult, foarte interesant și e de Gaga de la Lady Gaga. Acesta. Ia aici, pe primul raft din cealaltă parte, din partea dreaptă, am așezat parfumurile de la Calvin Klein. Am Beauty, un parfum foarte casual și foarte plăcut. Eternity, destul de greu de purtat și excentric. Uh, Calvin Klein One Un parfum care mi-a plăcut foarte mult și încă îmi place Nu m-am plictisit de el, deși l-am purtat destul de mult Și Obsession Tot așa un parfum greu de purtat Pentru că sunt parfumuri de iarnă Cel puțin nu-l văd în alt sezon pe Obsession Este tare, este dedicat sezonului rece Și cea mai recentă achiziție de la Calvin Klein Și care m-a dat absolut pe spate Euphoria Amber Gold wow, este superb, superb. Abia aștept să-l port, tot așa este pentru sezon mai rece. Și pe colțul acesta am așezat parfumele de la Guess. Nu știu de ce aveam impresia că am mai multe parfumuri de la Guess. Sper că le-am pus pe toate, chiar sper că nu am ratat ceva. Am aici Guess by Marciano, Super mult îmi place acest, acest, parfum. Mi se pare că toate parfumurile de la Guess sunt foarte bine făcute și vin la un preț foarte bun. Iar de la uh, seria aceasta Seductive, cel simplu și Seductive I'm Yours, am avut de gând să cumpăr și încă un parfum de la Guess. Nu știu dacă pe cel negru sau mai e unul cu buline. L-am pe listă, am uh, pus ochii pe el de multă vreme și Uh, am gând să-l cumpăr, dar doar că l-am amânat. Deci s-ar putea să crească seria de parfumuri de la Guess. Bun, haideți să coborâm. Cam acestea au fost parfumurile de la Calvin Klein. Și avem aici alte preferate, mai exact Paco Rabanne. De la Paco Rabanne, Lady Million îmi place foarte mult. Am avut înainte pentru acest parfum clone și într-un final am decis să iau parfumul original pentru că are această sticluță foarte fancy și am spus că n-ai cum să să nu ai. Uh, mai am aici Privé, un parfum care acum este discontinuat, era destul de rar și înainte, sper să-l readucă totuși și cel mai recent uh, Lady Million Fabulous miniatură. Foarte drăguță, și miroase și foarte bine. Este, e deja pe lista, pe wishlist. Bun, și mai am uh, Black Excess Lexe și Olimpea Aqua și Olimpea Legend. Absolut înnebunitoare toate. Toate parfumurile de la Paco Rabanne, cel puțin ce am eu aici, sunt parfumuri uh, senzuale, feminine. Sunt uh, printre preferate. Și pe colțul acesta, sunt parfumele de la Kim Kardashian. Trei parfumuri am. Este vorba de Pure Honey, Kim Kardashian cel simplu și Fleur Fatal. Spre uimirea mea, cele două sunt destul de clasice, sunt niște florale clasice. Pure Honey este extra gurmand, foarte bine făcut. Deci, miroase a miere e înnebunitor. Da, acesta este un raft cu preferate, aș vorbi despre ele într-una dar haideți să continuăm. Jos aici, pe colțul acesta, am așezat parfumurile de la Kenzo. Am Kenzo Jungler Elephant. Tot așa, pentru el am avut clon înainte. Am observat că o purtam foarte mult, foarte des și am decis că este momentul să, să iau originalul. Așa că l-am luat și mai am Casembo. Uh, un parfum care acum cred că e discontinuat, dar în uh, afară că are o sticluță foarte drăguță, arată ca o sculptură, e interesant. Mi amintește de un alt parfum care îmi plăcea. De la Oriflame era un parfum care arăta așa, de parcă erau puse niște pietricele unele peste celelalte. Și Even Life, un parfum făcut de Kenzo... În colaborare cu Avon a fost o ediție limitată și pentru el am în spate și o casetă de rezervă. Deci foarte frumos și parfumul și e emblematic pentru cei de la Avon, foarte frumoasă sticla, că e cea mai frumoasă sticlă pe care au făcut-o cei de la Avon și colțul acesta este dedicat parfumurilor de la Vera Wang. Am Vera Wang Bouquet, Vera Wang Truly Pink. Princess și Rock Princess. Sunt foarte frumoase, într-un timp au fost extrem de populare. Acum am văzut că lumea nu se mai orientează așa mult spre ele, dar în continuare mi-e îmi plac foarte mult. În continuare mi se par bune de luat în, în seamă, care miros foarte bine. Ok! Cred că este timpul să trecem la următoarea serie de parfumuri. Bun, și am pregătit aici o nouă serie de parfumuri și vom începe tot așa din partea stângă. Aici, pe primul raft, mai exact în colțul acesta, am așezat parfumurile de la Givenchy. Mai exact, Angel Demon, Amarij și Lenterdi. În afară de Amarij, pe care îl port foarte rar, Lenterdi și Angel Mon sunt cumva preferatele, eternele preferate, deși Angel Demon port mai mult în sezonul rece. Dar de, aș putea să-l port tot anul, am pentru el clone, am tot ce se poate, doar că am ținut neapărat să am și originalul. Mai departe, Trussardi The Black Rose, îmi place extrem de mult acest parfum, este un parfum romantic și atrăgător, un parfum clar, clar de seară, dar și pentru ocazii speciale. Iar în partea dreaptă, avem aici, oh, să nu iasă și el din uh, situație. De la Jean Pogoti, aceste două parfumuri clasic, din păcate, în momentul de față discontinuat și labelele parfum. Sunt minunate amândouă, tot așa port doar în sezonul rece labelele parfum, dar uh, clasic mi se pare un parfum de divă, cum îmi place mie să-l numesc de covor roșu. Iar în colțul acesta, un singur parfum am de la Carolina Herrera și am preferat să-l iau pe acesta clasic. M-a intrigat cumva. Este un parfum vintage, cu un aer vintage și de la Issey Miyake L'Odyssey Rose and Rose de Parfum Intens extrem de nebunită sunt după acest parfum. Nu știu dacă a apărut încă în ul lui, dar l-am de cred că mai bine de un an, un an jumătate, unul din cele mai frumoase parfumuri cu trandafiri pe care l-am. Ok, am ajuns aici pe al doilea raft, unde am două parfumuri de la Elizabeth Taylor, Passion și White Diamonds. Amândouă sunt parfumuri cu un aer vintage, extrem de persistent, cel puțin Passion. Pentru o perioadă a fost discontinuat, dar de curând am văzut care a reapărut în mai multe magazine, deci mi se pare un parfum care merge la, și la ținute got și la ținute clasice office. Deci pentru iubitoarele de vintage este un lucru bun că a reapărut. Și aici am în partea aceasta parfumuri de la Yves Rocher. Mie îmi plac foarte mult, sincer, mi se par foarte bine făcute, la un preț foarte convenabil, care persistă foarte mult. Acord chic, și... Este un parfum clar de iarnă, cumva ambrat și balsamic. Aici, So Elixir și So Elixir Purple. Sunt foarte frumoase, mai ales cel purple îmi place mai mult. Sunt ușor de purtat, nu sunt greoaie și totuși sunt destul de persistente. Mai persistente de atât mi se pare Chelcuna de amur și We oui, al Amour. Sunt foarte persistente pentru mine, 7-8 ore persistă și se simt foarte bine, foarte plăcut și, cum un evidență, e absolut minunat. Este un parfum care seamănă foarte bine cu Idil de la Guerlain și mai am aici pe acest raft și terminăm de la Mariah Carey Luxury Pink. Un parfum jucăuș, aș putea să-l numesc un parfum mai adolescentin. Ok și ultimul raft de pe partea aceasta este un raft cu parfumuri de la Coty majoritatea. Mai puțin goce din Napoleon, care este de la Maurice, este singurul parfum acru amărui, excentric, foarte excentric, pe care l am. Nu are atât de mult un vibe vintage, cât miroase a o lămâie acră, amăruie, cu tot cu coajă, foarte interesant. E, dacă ți-e puțin rău sau dacă ai greață, e minunat. Mai am aici două parfumuri de la Bourjois, Cobaco și Silver Dream, care este un parfum cu sclipici. Este de fapt o apă de toaletă cu sclipici, genul acela de parfum pe care îl porți la piscină, ori poate fi un parfum de festival, de vacanță. Super! Și ca să intrăm aici în zona Coty și zona no nostalgică, haideți să numim această zona nostalgică, am mai multe parfumuri de la Coty, Preta Porte, Exclamation, Le Mans, Glamour Chic, Intimately de la Beckham și seria, haideți că nu se vede toată, seria de la Chanson de originalul Mar Azur și Emaneser. Mi-a plăcut foarte mult acest parfumul îl purta mama, mi-l amintesc din copilărie și cumva am vrut să-l am și eu și am luat și celelalte două parfumuri din această serie. Nu sunt sigură dacă sunt și altele, dacă au reapărut, dacă au apărut în ultima perioadă, dar pe acestea le-am găsit și pe acestea le-am luat. Aici, pe raftul acesta, am împărțit parfumurile între parfumuri de la Paris Hilton și parfumuri de la Rihanna. În jumătatea aceasta am seriaraș care m-a impresionat foarte mult, sincer. Eu am avut inițial parfumul acesta, Fairy Dust. Acesta seamănă cu un parfum de la Avon, Rare Pearls, doar că este puțin mai diluat și cum mă așteptam la ceva de genul și de la seria Rush. Doar că acestea m-au surprins super plăcut și inițial am cumpărat Platinum Rush și Rose Rush și după mi-ați spus multe dintre voi în comentarii că și Gold Rush este foarte frumos, așa că l-am luat și pe el și într-adevăr este foarte frumos. Și aici de la Rihanna, colțul acesta, de la Rihanna am Rogue, Riri și seria aceasta Rebel Fleur. Rebel și Nude. Toate trei îmi plac foarte mult, sunt, cred că, preferatele de la Rihanna. Pe raftul acesta, avem așa, de la Elisab am trei parfumuri, Elisab Le Parfum, am avut pentru el înainte o clonă, m-a dat gata, mi-a plăcut foarte mult, am simțit că este genul de parfum pe care nu am cum să nu-l am în colecție. Uh, Girl of Now de la Elisab, îmi place foarte mult, e un parfum modern, dulce, când ai poftă de un parfum mieros, cu, cu miere, care să, să se simtă cumva cremos pe tine, da, merge, merge foarte bine. Și Elisab Le Parfum Royal, un parfum cu mult patchouli dar un paciuli foarte plăcut pentru mine. Îmi, îmi, place foarte mult, nu proiectează el atât de departe cum proiectează cele două, pentru că acestea sunt absolut mortale, dar neapărat trebuie să-l am și pe el în colecție, pentru că și el îmi place chiar pe placul meu. Nu se simte a patchouli îmbăxit, nu se simte pudrat, se simte cremos, catifelat, super, super. De la Versace am așa, Red Jeans. Nu este genul acela vintage, e un parfum nu neapărat acidulat, dar se simte ca și cum ar fi un, un, suc. Mai am Versace Bright Crystal Absolut în varianta miniatură. Este prea drăguț ca să nu îl am. Este foarte drăguț, dar în camiros nu pot spune că este chiar genul meu. Și Versace Crystal Noir, un parfum pe care îl ador, e atât de Schimbător, începe sau debutează cu ceva puternic întunecat și apoi rămâne atât de gurmand și se simte bine cocosul e, e interesant de tot și de la Bulgari am Jasmine Noir, The Essence of a Jeweler și Aqua Divina Aqua Divina este un parfum prea sărat pentru gustul meu aș putea să-l port doar la câteva ocazii pe timpul verii, deci îl port destul de rar. Jasmine Noir mi se pare destul de excentric, foarte frumos, dar neapărat trebuie să ai o ocazie frumoasă pentru el. Nu poți să-l porți chiar la orice, nu este foarte casual, să spun, e mai de ocazii speciale. Am aceste trei parfumuri de la Burberry, Burberry Her Intense. Seamănă mult de tot cu Bacara Ruj, um, doar că are un pic, de, un pic, mai mult caramel, mi se pare mie. Uh, Burberry Brit, mai Burberry Black, este fenomenal. Aș putea să-l numesc unul dintre parfumurile semnătură. Și mai avem de la Ted Lapidus, mai am două parfumuri, Creation și White Soul. prima a fost White Soul, L am luat la o casetuță cu loțiune pentru corp, gel de duș. Și îmi place foarte mult, este un parfum ambrat um, lemnos, care mirase deși nu are note, a ceva tutun, frunze uscate. Uh, Creation e mai balsamic, e plăcut și el. Am avut mai întâi o cremă uh, lapte de corp de la Creation, și mi-a plăcut și l-am cumpărat și în varianta de parfum. Și aici mi am de la Boucheron două parfumuri. Boucheron, Boucheron cel clasic și 4. Și de la Jup, uh, wow, care am impresia că acum este discontinuat sau se găsește mai greu. Și Jup Le Bon. Iată și următoarea serie despre care vom vorbi în secundele următoare. Și așa cum cred că deja v-ați obișnuit, începem cu primul raf de sus și pe colțul acesta am parfumurile de la Mugler. Angel Nova, unul dintre preferate, Alien, nemuritor, este superb oricând, mai ales la ocazii speciale. Îmi place mie să cred că este un parfum special și nu o să-l port oricând. Mai am aici un parfum discontinuat, dar care arată splendid, miroar de majeste, o sticluță impresionantă și mirosul este de asemenea impresionant și el. Ora, la fel, foarte frumos. Nu se vede foarte bine când stă jos. Și de la Yves Saint Laurent am realizat că am un singur parfum, este vorba de Black Opium. Iar pe celălalt colț am parfumuri de la Hermes, Twilly, Elixir de Mervei, jur de Hermes, un jardin sur la lagun și aici pe colț, stați că nu se vede prea bine, Escala Portofino de la Dior. Toate parfumurile de la Hermes sunt puțin cam unisex, au o vibe acesta unisex, așadar nu sunt parfumuri pe care le port chiar atât de des. În schimb, cele de la uh, Mugler sunt binevenite uh, oricând, sunt parfumuri chiar pe placul meu, ce am aici. Mai departe, aici mai jos, am două parfumuri de la Chloe. Chloe Chloe, cel uh, simplu și Nomad, o achiziție relativ recentă. Ambele sunt foarte frumoase. Um, Chloe este mai feminin decât Nomad. Nomadul mi se pare că are un, un sex, dar este splendid. Cumva, toată combinația vine potrivită pentru a te gândi la ceva vacanță, la o escapadă, la libertate. Chiar îți dă vibe-ul acesta. Ceruti 1, top 1, vă spuneam în un moment dat în, în clipul acela cu wish list, că mi-ar plăcea să am parfumuri de la seruti, doar că nu se găsesc, cel puțin în România nu avem norocul acesta. Două fabuloase de la Azaro, Wanted Girl și Wanted Girl by Night. Îmi plac extrem de mult amândouă, sunt foarte frumoase și feminine, fix pe placul meu. Mai ales acesta, By Night, are ceva aparte incredibil de frumos. Iar aici, Lady Karloff, nu am vorbit așa mult despre el, dar este în stilul lui Lady Million cu flori albe, tot așa feminin, Woman de la Ralph Lauren. Wow, e super super drăguț, să acest parfum care seamănă cu o brichetă, foarte foarte frumos miroase. Deși l-am și pe al de puțin timp, se vede că am consumat ceva din el. Iar aici unul dintre puținele parfumuri de nișă, sublim de la Jean Patou. Un un parfum superb, arată foarte bine, doar că el este într-un stil vintage și e tot așa greu de purtat. Este bun pentru sezonul rece, să-i spunem așa. Și aici, pe ultimul rând, de pe partea aceasta, două parfumuri de la Revlon, Juntu și Siara. Parfumuri vintage. Tot în același stil am și de la Clinique, Aromatics Elixir, foarte puternic, Perfect pentru iarnă, mai ales când vrei să ieși în evidență. Mai departe, de la Marco Serusi, The Lady Intense, un parfum care seamănă foarte bine cu La Nuit Trésor de la Lancome, și colțul acesta este rezervat parfumurilor de la Gre. Am aici Madame Gres, Cabochard și Seria Cabotin. Uh, inițial, din Seria Cabotin am luat prima oară Cabotin Tester și mi-a plăcut foarte, foarte mult, se vede că am consumat ceva din el, doar că eu am puține parfumuri pe care le-am cumpărat tester și mi-a părut așa rău și mi s-a părut așa incomplet fără uh, floricica aceasta, chiar dacă poate nu este pe placul tuturor cum arată designul cu floricica aceasta, buchețel mai degrabă, tot nu mi-a plăcut să-l am fără capac. Așa că l-am luat din nou în varianta cu capac și am luat în timp, și gold și rose. Toate sunt foarte drăguțe, cele două nu seamănă cu originalul, sunt în stiluri diferite, mai light. Originalul are un vibe vintage, dar ele sunt mai light, mai de vară, portabile. Da, cam acestea au fost, acum haideți să trecem mai departe aici două parfumuri de la Pink Sugar. Mi-ar fi plăcut să am mai multe flancare, doar că m-am gândit și m-am tot răzgândit să le cumpăr și am rămas doar cu Red Velvet. Aici singurul parfum de la Pepe Jeans m-a impresionat și mi-a plăcut foarte mult această sticluță și în formă de pahar de cocktail. Și îmi place și cum miroase, este un parfum vanilat caramelizat foarte, foarte plăcut. Mai am de la agent provocator, am aici Fatal Intens. De la Cartier, la BZ Dragon, îmi place super mult acest parfum. L-am purtat iarna trecută cel mai des pe el. De la Cristina Aguilera by Night. Și aici sunt parfumele de la Jenny Glow. Mie îmi plac super mult aceste parfumuri, sunt foarte bine făcute. Sunt parfumuri care sunt inspirate după parfumele de la Joe Malone. Iar calitativ, vorbind pentru niște parfumuri care imită alte parfumuri, sunt peste, hai să, să dăm așa un exemplu concret, peste Infinite Love, din punct de vedere calitativ. Și am aici Bedwell and Wood, uh, Number C, e destul de ciudată denumirea, Pomegranate, Peony și colony. Dar cel mai și cel mai mult îmi place acesta primul, e imbatabil, mirosul e superb. Pe rândul acesta, începem cu un parfum tot așa relativ recent, Jardin Bohème, Le de la Terre, minunat miroase acest parfum, este un parfum lemnos cu lichen, cu ceva dulce în el, mie mi-a dat dependență, de la Cacharel am aici, trei parfumele foarte drăguțe, în stiluri foarte diferite, Eden, foarte verde și vintage, dar e extrem de relaxant într-un fel, fel de fel de, de plăntuțe. Aici am noua. M-a intrigat foarte mult această sticluță cu o perluță în interior. E, e super drăguț. Miroase floral, miroase plăcut. E un parfum cât se poate de cristalin. Aici, din seria Yes I Am, parfumele acesta în formă de ruj Pink First am eu. Iar aici, imediat lângă, am parfumele de la Lanvin. Sunt patru parfumele de la Lanvin. Rumeur și Rumeur de Rose, Arpej Eclat de Fleurs, și de la sara Jessica Parker aici ultimele două parfumuri, Lovely și Cove, sunt foarte diferite ca gen și merită să le ai pe toate. Iar aici, pe ultimul rând, două parfumuri de la Jessica Simpson, Fancy și Vintage Bloom, tot două parfumuri de la Lolita Lempica, am acesta LM și Lolita Land. Mai departe, toată partea aceasta, haideți să întorc și camera să le vedeți bine, toată partea aceasta, parfumul de la Oscar de la Renta, l-am descoperit inițial cu parfumul Belarosa. Rosa, îmi place extrem de mult, este un trandafir cu totul și cu totul aparte. Și apoi am început să iau din ce în ce mai multe. Și am ajuns să am volupte, Living Love, uh, Living Love cred că este discontinuat în momentul acesta, și seria aceasta cu Bella, Bella Blanca, Bella Rosa și Bella Essence. Superbe, în afară că au sticluțele superbe și mirosul este plăcut, mai ales pentru persoanele care vor ceva mai light, să nu fie chiar așa un parfum strident. Deși volupte, să știți că este destul de tare. Dar, da, cam aceasta a fost seria aceasta, haideți să continuăm. Am așezat încă o serie de parfumuri despre care să vorbim. Avem aici unul dintre parfumurile mele preferate, de nișă. Putem să-l numim și parfum semnătură. Este vorba de Ia de la Essence de Romani uh, și rezerva sa. Acolo în spate am un set uh, în care este și varianta masculină român, perechea sa. Aici, lângă de la Justin Bieber, The Key, un parfum discontinuat. Haideți să întorc camera, că aici este aglomerat și de la Hugo Boss Deep Red, îmi place foarte mult acest parfum, nu miroase vintage, încă se ține în tendințe, încă miroase modern, chiar îmi place, este ceva diferit. Aici în spate la Cost Fem Elixir, un parfum care îmi place super mult, care dă acea senzație de rece metalic cumva, dar cu flori albe. În zona aceasta avem multe multe parfumuri de la Dali și multe miniaturi. Stați să vedem cum să Haideți să începem așa, dacă tot avem miniaturi, am pus și Ecstatic Balma aici. De la Dali, Purple Lips, Salvador Dali, așa arată, îl punem aici. În spate, acolo, Banana Republic, Tabaco Tonka Bean, ca să scăpăm de el, că el e singurul de la Banana Republic. Continuăm cu Dali, uh, Sunset in Cadasc, un parfum care seamănă cu elixir de mervei. Seamănă și nu seamănă, e în, în genul acela uh, A fost unul dintre parfumurile, primele parfumuri tester pe care le-am cumpărat Aici tot de la Dali Dali Wild Cu o super sticluță Super super sticluță Și cu capacul așa strâm Aici încă o miniatură care seamănă cu acesta, o, cam aceeași sticlă uh, It is dream Acesta Dali Dali E un parfum foarte ciudat, cu un nas și cu buză așa foarte, foarte ciudat. Un alt parfum de la Dali, Dali Style, care arată statuită și, sincer, mie chiar îmi miroase cumva a ceva piatră, marmură, rece, uh, foarte ciudat și interesant în același timp. Și singurul meu parfum de la uh, The Body Shop, White Mask. Aici avem un raft cu Elizabeth Arden, toate parfumurile de la Elizabeth Arden. Uh, începem cu Splendor, uh, parfum clar de primăvară, frumos. Bluegrass, este un parfum vintage. Uh, Fifth Avenue, Arden Beauty um, și bine bine cunoscuta serie cu Green Tea. Două parfumuri Green Tea, unul mic de poșetă și unul mare, Green Tea Tropical, care este dulce și interesant, mai dulce decât originalul și mi-a plăcut, l-am consumat mai repede, Pomegranate, uh, unul de recent, dar pe care nu l-am consumat așa tare, și un uh, alt parfum care, cred că tot tester-a fost, că nu, nu are capac, uh, Fig, care este foarte amar, e cam cum e goce din Napoleone de la Morris cam așa, cam așa seamănă, cu acela seamănă, și aici... Iar aici, în colțul acesta, parfumuri de la Antonio Banderas, Queen of Seduction, The Golden Secret și Her Secret Temptation. Superbe! Mi-e îmi plac foarte mult acestea, sunt oricum inspirate după parfumuri de brand. Sunt sigură că le știți. Aici este un raft plin cu parfumuri de la Jean Arte. Mie îmi plac foarte mult acestea îmi plac și sticluțele, sunt foarte drăguțe, dar îmi plac și din punct de vedere calitativ. Cel mai cel mai bun și care îmi place cel mai mult este fix acesta, primul Love Generation Mystic. Inspirat după Olimpea, doar că e un pic mai... E un pic diferit, am vorbit despre el într-un clip separat, unde am făcut o recenzie fix, fix pentru el. Perpetual Pearl, la fel, uh, acesta seamănă cu La Vie belle", de la Lancome. Aici am Boom Green Tea Cherry Blossom. Nu am găsit cu ce parfum seamănă. Bănuiesc tot ceva de la Elizabeth Arden. Aici Amore Mio Passion, varianta Passion, că sunt mai multe. Aici Cobra și de la Cassandra două parfumuri. Cassandra acesta clasic, foarte, foarte frumos dacă îți plac vintage -urile. și Rose Jasmine, care nu seamănă cu originalul. Nu are acel vibe vintage puternic. Este un parfum clar de vară. Iar pe colțul acesta am așezat așa de la Jovan Mask. Uh, are și soțul meu a, varianta masculină. Jennifer Lopez Live, parfum relativ recent și un superb parfum ieftin și bun, să spunem așa, Marusia, de la Slava Zaitsev. Aici colțisorul acesta este dedicat superbelor parfumuri de la Zadig Voltaire. Sunt absolut îndrăgostite de aceste parfumuri. Am aici This Is Her, am cumpărat acest parfum. În uh, pachetelul acesta a venit cu acea cutie uh, aurie din spate. Uh, la fel am cumpărat și, adică, Voltaire, This is Love cu acea cutie a venit. Apoi, după ce am luat acestea două, am luat This is Us. L-am mirosit la lansare, a fost minunat, l-am luat fără să discut, este un parfum unisex foarte bine făcut. Și apoi am testat tot așa aceste două parfumuri, mi-au plăcut și am rămas cu gândul la ele până le-am luat și pe ele. Girls can do anything, girls can say anything. Absolut superbe. Nu pot să spun cât de minunate sunt. Iar mai departe, pe colțul acesta, avem așa. De la Jimmy Choo, Jimmy Choo, clasicul. Și de la Victoria and Flowerbomb Rolf, Dew și Flowerbomb Midnight. Apoi, de la Estée Lauder, am Pleasure, sunt varianta aceasta mai mică, și Beautiful, care este un vintage superb. Aici, de la Jill Sander, iar două parfumuri, în numărul 4 și Jill Sander Sun. Apoi, Secrets de Vanille by Sevelin. Apoi, avem seria Vanderbilt, clasicul cu rezerva în spate, Minui, a New York, Jordan a New York și Miss Vanderbilt. Ok, pe colțul acesta am așezat parfumurile de la Beverly Hills Polo Club. Sunt parfumuri care pe mine una m-au impresionat pentru că sunt foarte ieftine și foarte bune în același timp. Preferatul meu este numărul 1. Nu am întâlnit un parfum care să semene cu el. E un pudrat fructat care miroase cumva vintage din anii 2000, nu mai de vreme de atât. Are aerul acela vintage, dar totuși miroase modern. Nu știu cum să zic. E foarte bine făcut. Mie îmi place. Apoi, numărul 2 după cum arată și culoarea, un parfum uh, fresh și acvatic. Uh, multă, multă lămâie numărul 8. Numărul 9 e interesant și el e un tot așa uh, pudrat. Uh, se simte un pic mai vintage, mai sintetic, dar foarte, foarte tare. Și îmi place ambalajul foarte mult așa, metalic. Foarte tare. Apoi, am această serie de la lui Varel, Extreme Rose, Extreme Orchid și Extreme Mask. Dacă sunteți interesate, scrieți-mi în comentarii. Aș putea să vorbesc despre fiecare în parte, să fac un review mult mai detaliat. Cum de altfel pot face despre orice alte parfumuri din colecție. Acum că știți ce am în colecție actualizat. Ați putea să-mi spuneți mult mai clar ce parfumuri ați vrea să cunoașteți mai bine ca să știu la ce fac anumite review-uri mai în detaliu. Aici, pe colț, haideți să întoarcem camera. Aici e o nebunie că nu n-a mai avut loc. Uh, Beyoncé, seria Beyoncé, Midnight Hit, uh, Clasicul, Hit Kissed și Hit Seduction. Iar aici, în spate, Jeanne Provence, Verven Sedrat, Pivon Ferry și Jasmine Secret. Și pentru că bineînțeles că am uitat să pun la Vera Wang, Embrace, am lăsat acestea două. Sunt singurele parfumuri, um, spray-uri pentru corp pe care le am. Este vorba de Vera Wang Embrace Lavanda și tuberose și Brazilian Crush ciroza, Pistachio Salted Caramel. Acestea sunt singurele, pe, singurele două pe care le am în varianta aceasta pentru corp. Ok, în uh, această colecție pe care am făcut-o acum, nu o să apară parfumurile Avon, nu o să apară parfumurile Oriflame, nu o să apară nici parfumurile tip clonă, Infinite Love, Eiffel sau uh, By Suddenly de la Lidl, nici parfumurile uh, spray-uri cum sunt Tesorii de Oriente sau mai știu eu ce alte lucruri, nu o să apară nici parfumurile arabești. Am decis că în această colecție pe care am filmat-o să apară parfumurile de brand, de firme, de designer și unele parfumuri de vedete. Pentru celelalte o să fac clipuri separate pentru că și acelea sunt, sunt multe și am zis să nu, le, să nu le amestecăm totuși. Acum că ați văzut o actualizare, să spunem așa, a colecției, chiar vă invit să faceți requesturi, să spuneți la ce parfumuri ați vrea să vedeți review-uri detaliu la serii sau parfumuri individuale. Depinde ce vă interesează, o să prioritizez ce îmi cereți față de ce mă gândesc eu să fac. Și iată că am ajuns și la finalul acestui clip. Vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas până la final cu mine. Vă pup și vă îmbrățișesc. și nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce alte clipuri ați vrea să mai vedeți, ce curiozități mai aveți. Iar până data viitoare vă urez toate cele bune! Pa, pa!